Naturevo, unul dintre distribuitorii importanți de produse și inputuri agricole, se alătură grupului Alcedo. Această achiziție marchează un moment semnificativ pentru fermierii din țara noastră, care vor putea beneficia de o gamă extinsă de produse și servicii, cât și de noi oportunități în cadrul industriei. Ca o firmă care ne desfășurăm activitatea în cadrul acestei piețe, ne dorim să ne extindem amprenta în piață. Ori amprenta poți să ți-o extinzi fie prin achiziție de firme sau prin alte mijloace. Ce înseamnă faptul că Naturevo a intrat în familia Alcedo? Ce înseamnă pentru piață, ce înseamnă pentru fermieri? Pentru fermieri înseamnă accesul la soluții mult mai complexe. Vreau să vă spun că motivele pentru care am făcut această achiziție sunt în primul rând echipa, care are aceeași abordare ca și echipa Alcedo. Vorbim de o abordare profesionistă a pieței. Vorbim de portofoliu, care este un portofoliu complementar față de ceea ce vindea Alcedo. Deci iată că venim cu mai mulți oameni, cu o amprentă mai puternică, cu un portofoliu complet și complex, cum îmi place mie să spun, și cu o echipă pregătită să facă față tuturor provocărilor pe care vedeți foarte bine le întâlnim la fiecare pas în agricultura de astăzi, cel puțin în România. Ca identitate se va păstra și numele de Naturevo? Este întrebarea la care mă așteptam că trebuie să dau un răspuns. Vom continua cu două echipe separate. Este evident că în perioada care de acum începe vom încerca să facem o aliniere pe toate palierele de lucru, să spun așa, inclusiv pe cel comercial, dar nu o să facem o aliniere forțată, să spun. Deci de mâine gata, se întâmplă și din doi rămâne unul. Nu, vom merge în continuare cu ambele echipe, vom construi împreună de acum încolo și la un moment dat, când va fi cazul, vom avea și partea de incluziune. Prin această achiziție astăzi, ce înseamnă Alcedo? Și în cifre și în produse, portofoliu? În cifre n-aș putea să vă spun pentru că suntem la mijlocul unui an financiar, dar din punct de vedere portofoliu, oameni, gândiți-vă că o să avem o echipă aproape dublă față de ceea ce aveam acum. Portofoliu. Adăugăm nutriția în portofoliu Alcedo, nutriția pe care Naturevo o promovează foarte bine și produsele pe care ei le au. Și invers, evident. Ce înseamnă un grup care până la urmă este dedicat unei agriculturi sustenabile, unei agriculturi cu impact redus asupra mediului. Din păcate suntem în Europa sau din fericire, nici nu știu cum să spun, și trebuie să învățăm fermierii să fie sustenabili și să fie profitabili în condițiile agriculturii din România. 25 de ani de când Naturevo există pe piața românească de inputuri agricole și nu doar, și servicii și consultanță tehnică. Iată că după 25 de ani ați ales o altă cale pentru compania pe care ați fondat-o. Nu este chiar o altă cale, că într-un fel eu am plecat pe aceeași cale cu Alcedo când am plecat, doar că am mai venit cu ceva contribuții personale. Însă, cum să vă spun, asta este ca o pregătire, știți, la un moment dat se spune e ca un destin. Te naști cu un destin și după, la un moment dat, ajungi la o anumită vârstă în care trebuie să-ți găsești un partener. Pentru noi, Alcedo a fost ca un fel de partener predestinat și iată că asta se întâmplă. Care sunt, domnule Enoiu, așteptările după această achiziție? Ce va urma pentru dumneavoastră, pentru fermieri? Păi, așteptările în general sunt numai de bine, pentru că dacă noi am încercat să construim ceva și cred că am construit ceva profesional solid, am avut, să spunem, o parte mai dificilă, aceea din, să spunem, financiară, pentru că nu puteam să sprijinim pe toți fermierii cu credit pentru agricultură. Astăzi, intrând într-un grup foarte puternic, Alcedo și Sumitomo, deci vom avea capacitatea să îi sprijinim pe fermieri mai mult și sperăm că fermierii vor fi mai deschiși la toate noutățile pe care noi le oferim.
Cum vedeți în momentul acesta piața în România pentru inputuri, dar și cum îi vedeți pe fermieri, mai ales cu aceste schimbări climatice, cu strategiile europene? Sunt câteva lucruri diferite, haide să le spunem. Schimbările climatice le văd, fermierii le trăiesc și parcă acum încep să-și înțeleagă. Noi am înțeles că vin schimbările climatice un pic mai de mult. Suntem pregătiți să le oferim fertilizanți echilibrați care să poată să diminueze efectele negative ale schimbărilor climatice. Suntem pregătiți să venim și cu alte produse care să diminueze consumul de apă, spre exemplu, sau să diminueze efectele arsurilor solare. Avem, deci, multe soluții, nu pentru fenomenele chiar extreme, că nu putem, soluții pentru grindină, ați văzut, sunt tunurile care îți sparg grindina și atunci, dacă vine grindină mai mică, nu mai creează mari probleme. La o grindină care afectează parțial producția, noi putem să revenim și să refacem producția cu produsele noastre. Asta este, deci, pentru asta avem soluții. Pentru politica europeană, aici soluția ar fi prima dată ca politicienii europeni să înțeleagă mecanismele agriculturii mai bine decât înțeleg acum și să se adapteze și ei. Evident că și noi ne adaptăm la ceea ce cere politica agriculturii europene. În primul rând, produsele noastre sunt cu descompunere mai rapidă și deci să nu fie reziduri în produsele agricole. Avem, strategiile sunt destul de bine stabilite și vom crește în continuare cu ele. Prin urmare, fermierii vă vor găsi în continuare în fermele lor, inclusiv pe dumneavoastră și toată echipa Naturevo, specialiștii, tehnici. Evident, suntem partea grupului Alcedo, dar noi continuăm, cel puțin pentru o prima perioadă, echipa Naturevo se va identifica tot ca Naturevo până când are loc procesul de integrare. Dar noi rămânem, brandul Naturevo în sine rămâne ca și concept, da? Chiar dacă este partea lui Alcedo, este un concept pe care nu-l văd să dispară așa de repede. Peste o treime dintre fermierii din țara noastră utilizează soluțiile și serviciile Alcedo, companie înființată în anul 1990, ale cărei acțiuni au fost preluate de către grupul japonez Sumitomo Corporation în 2011. Compania Naturevo, fondată în 1999, este unul din cei mai importanți distribuitori de produse pentru agricultură din piața autohtonă, cu vânzări de aproximativ 1500 de ferme din întreaga țară.